Bună ziua, dragii mei. Sunt Sorina Stoian și în cadrul acestui material vom discuta despre aria paralelogramului. În prima parte a acestei lecții, vom vedea cum se ajunge de la aria triunghiului la aria paralelogramului. În figura alăturată, v-am ilustrat paralelogramul ABCD și BEDF reprezintă înălțimile acestui paralelogram. Iar BD, diagonala sa. După cum bine știți, un paralelogram are laturile opuse paralele și congruente. Așadar, și BE și DF vor fi congruente. Distanțele între cele două laturi paralele ale paralelogramului și anume laturile AD și BC. Așadar, triunghiul ABD este congruent cu triunghiul CDB. Deci, aria triunghiului ABD este egală cu aria triunghiului BDC, și după cum știm, de la aria triunghiului, acestea sunt egale cu baza ori înălțimea supra 2, adică cu AD ori BE supra 2. Dar paralelogramul este format din cele două triunghiuri, deci aria paralelogramului va fi de două ori aria triunghiului ABD, așadar, va fi egală cu AD ori BE. În ceea ce urmează, vom uh, prezenta formulele de calcul pentru aria paralelogramului. Așadar, dacă ABCD este un paralelogram, distanța de la B la AD este BE, iar distanța de la B la DC este BF, asta înseamnă că BE e perpendicular pe AD, BF e perpendicular pe CD. Aria paralelogramului este egală cu baza ori înălțimea, după cum ați văzut anterior, așadar este egală cu AD ori BE sau cu GD ori BF. În ceea ce urmează, vă voi prezenta o problemă în care vom aplica formulele de calcul pentru aria unui paralelogram. În figura alăturată este prezentat un paralelogram ABCD, având dimensiunile AD egal 10 cm și AB egal 8 cm. Știind că distanța de la B la AD, adică BE, este egală cu 6 cm, trebuie să calculăm distanța de la B la CD. Pentru acest lucru, Vom aplica formula ariei paralelogramului, în cele două moduri scrise anterior, adică odată AD ori BE, baza ori înălțimea corespunzătoare, și CD ori BF, adică cealaltă bază cu înălțimea corespunzătoare ei. Înlocuim ceea ce știm: AD este 10, BE este 6, CD este egal cu AB, adică este 8, iar pe BF trebuie să îl determinăm. Așadar, BF este egal cu 60 supra 8. Simplificăm prin 4 și obținem 15 supra 2. Putem lăsa rezultatul sub formă de fracție ordinară sau îl transformăm în fracție zecimală, adică putem scrie BF egal cu 7,5 cm. Aceasta a fost lecția despre aria unui paralelogram. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!